Că noi în România avem o dependență de muncă destul de mare, despre care nu prea vorbim, pentru că pică bine să fie românul dependent de muncă. Nu am mai măsurat în timp, ci în calitatea timpului, timpul petrecut cu copiii. Copiii au nevoie de același tip de privire, te recunosc, te văd, și când mă uit la tine și copilul din mine, da? Nu mă gândesc, ar trebui să stai unghiile, ar trebui să te spăl mai des, pentru că, într-adevăr, mamele când se uită la copiilor, din dorința de a fi mame bune, se uită cu ideea de ce aș mai putea completa, ce aș mai putea repara. Genul ăla de iubire a îngrijitorului. Cine nu a avut asta, nu se poate ancora în ideea de merit. Nu, asta cu lipsa somnului, cred că este una dintre marile probleme ale mamelor în special, și nu e o chestie care să țină câteva luni, se întinde pe ani de zile. Când copiii simt această abilitate a ta de a sta cu tine și de a te privi din interior, pornesc ancorați în viață, altfel caută tot timpul, se judecă, se critică. Ne purtăm foarte masculini, intrăm în această zonă a responsabilităților masculine, pentru că iar o voce în cap care zice că dacă te comporți ca un bărbat o să fii în siguranță. Clasă. Noi nu conștientizăm că noi existăm în viața noastră. Să încercăm cumva fiecare dintre noi să ne găsim femeia pierdută printre atâtea roluri, nu? Părinți cu minți cu Simona Gherghe și Oana Moraru. Un podcast Zunivers. Bun găsit! Sunteți la Părinți cu Minți, locul în care învățăm să fim părinți mai buni pentru copiii noștri. Sunt Simona Gherghe, alături de mine, ca de obicei, Oana Moraru, autor de cărți, fondator de școală, expert în educație și parenting, și invitata noastră de astăzi este Andra Pintican, povestitor de rost și mama a două fete. Cu Andra o să vorbim despre mamele din România, despre condiția femeii în România, sau așa cum ai spus-o tu, Andra, într-un studiu pe care l-ai realizat, ce rost are mama în România, un studiu în care am descoperit niște informații pe care cumva le știam, dar poate că n-au fost rostite în societatea noastră, și tare mult mi-ar plăcea să identificăm și niște soluții pentru femeile, pentru mamele care se împart întotdeauna între aceste roluri, mamă, femeie de carieră și gospodină acasă, toată această muncă pe care mamele din România trebuie să o ducă, de multe ori singure, în unele cazuri și ajutate de partenerilor. Bine ai venit! Mulțumesc mult de invitație! Și spune-mi, de ce s-a născut această poveste legată de mame? Cumva asta e pasul 1 din întreg proiectul, pentru că în septembrie va urma Ce rost are tatăl în România. Dar nu a fost neapărat doar despre mame, martie a adus în lumină mamele. A fost de fapt o idee pornită dintr-o conversație cu un antreprenor care îmi spunea că aceste noi generații sunt varză, domnule, că nu te poți baza pe ei, că nu vor să muncească, nu sunt serioși, cunoaștem, că și noi am auzit-o la rândul nostru când eram mai mici. Și cumva, pentru că acest antreprenor avea undeva la vreo 30 și ceva de ani în piața muncii cu business-ul lui, l-am întrebat, dar ce ai făcut tu acum 20 de ani pentru mamele din organizația ta ca astăzi copiilor să fie niște angajați buni pentru tine? Pentru că, uite, copiii ăștia care nu vor să muncească, hai să ne întrebăm ce au văzut ei acasă și oare de ce nu vor să muncească. Și pentru mine asta a fost cumva propria mea poveste, pentru că la momentul în care eu am rămas singură cu fiica mea cea mare și eram într-o sărăcie lucie, nu ne puteam descurca, nici nu aveam ce să mâncăm, eu mi-am luat vreo 4 joburi și, în consecință, copilul meu nu mă vedea decât când o am de noapte bună. Și la un moment dat, când a crescut mai mare, când am început să o pun să facă lucruri, că na, trebuie să responsabilizez copilul, încet, încet, nu? Mereu îmi spunea, eu încep cu o pauză. Mai întâi iau o pauză, și mă enerva cumplit. Bă, dar de ce trebuie să iau? Dar tu nu vezi că trebuie să... Și într-o zi s-a uitat așa la mine și zice, păi n-am văzut eu ce face munca, cât te ține departe de familie. Păi, de ce trebuie să mă strofoc așa de tare? Și atunci mie mi-a picat fi să zic, hopa, stai puțin, eu de ce muncesc așa cum muncesc? Pentru că asta e tot ce am văzut în familia mea și în tot neamul meu, la toate femeile din neam. Și acum fiica mea a învățat despre muncă niște lucruri,
doar că ea le aplică altfel decât le-am aplicat eu. Eu m-am dus în habotnicia aia și am respectat cu subiect și predicat ce mi s-a spus. Fiimea s-a dus în zona opusă, într-o zonă așa de rebel care se opune acestor reguli. Și cumva lucrând cu atât de mulți tineri, aud aceleași lucruri de la ei. Păi, dar n-am văzut eu că mama și cu tata s-au sacrificat și bolnavi și s-au dus. Dar eu de ce aș face așa? Și de aici a pornit întreg demersul. Hai să ne uităm să vedem astăzi cum arată un părinte și începem cu mama, în procesul ăsta de a-și crește copilul cu niște principii care să-i fie de folos peste 20 de ani. Cum mă duc eu acasă de la muncă? Și indiferent de ce scot pe gură, că nu e despre ce îi spui copilului, e despre ce vede. Când eu ajung sfârșită, când eu nu mai știu nici cum te cheamă, când n-am energie să facem să colorăm o carte, ce învață copilul despre faptul că mama a fost la muncă? Și ce înțelege el că va însemna munca pentru el peste ani și ani? Și de aici a început întreg demersul. Cum susținem azi mamele ca să ne dea acești cetățeni fabuloși, compleți, dedicați muncii, performanți, peste 20 de ani de aici încolo? Că tot timpul ne plângem de starea în care ne aflăm astăzi, starea de drept. Dar nu începem să facem azi pentru peste 10-20 de ani. Noi vrem să se vadă rezultatul mâine. Da, bă, cumva cred că, Oana, vezi și tu în fiecare zi la școală mamele care vin, aduc copii, iau, spun în general mamele, nu aș vrea să se supere tații care ne ascultă, știu că sunt o mulțime de tații implicați în creșterea copiilor, dar la modul real, cele mai multe sunt mamele, cele care preiau sarcini legate de casă și copii. Cum le simți după amiaza când vin după o zi de muncă? Să știi că le număr pe degete pe acelea care apar la poartă luminoase, așa cu prea plin, cu chef, cu bucuria cu care ar vrea orice copil să fie întâmpinat. Și chiar stăteam de ună zi în curte și mă gândeam, inclusiv la mine, la cum simt că sunt sleită și în sfârșit mai am câteva rămășițe ale zilei și rămășițe ale energiei, și mă oglindeam și observam că mulți părinți și tații, dar mamele în special, pentru că în energia asta a femeii se vede când e devitalizare. Și mai simt oboseala mamelor atunci când mă întreabă în conferințele cu părinții aceeași întrebare despre cum să-l fac să, apropo de ce spuneai tu, cum să-l fac să fie atent, cum să-l fac să muncească cu spor, cum să-l fac să scrie temele alea și să strângă de el un pic ca să le realizeze. În spatele întrebării e mereu despre ce tip de energie să mai torn în copilul ăsta ca să fie autodeterminat, ca să aibă vector, să direcție, mai degrevezi ca eu să aibă puțin chef. Și în timp ce ascult întrebarea, văd energia ei, simt că acolo se scurge pe anumite părți și îmi dau seama că puterea ei de a imprima copilului cheful de treabă, pofta prin aia de joacă, muncă, apropo de ce spuneai, prin joacă și curiozitate, sunt mici, sunt cea mai rămas la sfârșitul zilei și rămâne doar de nevoia asta să-mi iau copilul, să-l administrez, să-l culc, să mă liniștesc, să am și o jumătate de oră cu mine până adorm, sau să terminăm temele, să-l mai duc la o meditație, să se ocupe altcineva și alt sistem de el, ca eu în sfârșit să-mi iau o gură de aer și să respir. Lucru pe care îl țin minte, îl căutam și eu cu un singur copil, de altfel. Și apropo, de la Carla am avut aceeași reacție pe la 12 ani, când mi-a zis, eu vreau să fiu un om normal, ai înțeles? Ca să știi. Nu mai de la olimpiadă, nu mai la niciun concurs, vreau să fiu normală, nu ca tine. Deci efectul oboselii mele, efectul agitației mele, efectul ambițiilor mele este acela că eu din viața asta vreau să iau partea frumoasă, relaxantă, pentru că am văzut ce face munca. Amin. Da. Da, pe de altă parte, dacă e să ne gândim la mamele noastre, care într-adevăr munceau foarte mult, practic ele, dacă stau să mă gândesc bine, ele ar fi prima generație de femei care aveau și au avut și job. Da, pe lângă statul acasă și crescutul copiilor, însă programul nostru se termina mult mai devreme, inclusiv al mamelor. Ei, pentru copiii noștri presiunea asta este și mai mare, pentru că stau în școală sau în grădiniță de la 8 dimineața până la 4-5 după amiaza, mama la fel la muncă, la ora 5 dimineața, dar după amiaza își facă geanta și nu știe cum să alerge mai repede să ia copilul. Și într-adevăr,
Ce energie mai rămâne? Ce spun mamele pe care tu le-ai intervievat pentru acest studiu? Păi am avut undeva la 1580 de mame care au răspuns întrebărilor noastre și se pare că la sfârșitul zilei nu le mai rămâne energie mai deloc. Undeva la 20% dintre ele au spus că nu au nici măcar o oră liberă pentru ele săptămânal. Deci nici măcar una, apropo de jumătatea aia de oră de care spuneai tu, ar fi ideal. Jumătate de oră în fiecare seară se adună la sfârșitul săptămânii. Și undeva la 60% au spus că au maxim 3 ore. Deci dacă ne uităm, e o cifră foarte mare care ne spune că mamele nu au timp să-și mai umple rezervorul lor interior. Pentru că fiecare dintre noi avem un rezervor interior cu energie vitală pe care îl umplem din diferite arii. Îl umplem și din relația cu copilul. Umplem și din momentul în care muncim ceea ce suntem, muncim conform identității noastre, îl umplem din relația cu partenerul, cu prietenii noștri. Dar când noi doar luăm din rezervorul ăla și nu creăm niciodată spațiu să punem, suntem pe zero sau mergem pe datorie uneori. Și atunci ele ajung acasă destul de sfârșite și spun că nu mai au energie să se ocupe de cerințele minime ale copiilor. Deci nu vorbim despre cine știe ce jocuri de creație sau pur și simplu să deseneze. Sau spunea una dintre respondente că nu mai poate să fie atentă când fetița ei povestește cum a fost ziua. Deci nu mai avem bandă mentală, efectiv. Și de unde s-o mai ai? Hai să ne uităm, am vorbit de rezervorul interior, hai să vorbim de banda mentală. Trăim într-o lume care e pe fast forward, e o dinamică teribilă. Orice scroll îți dă 1000 de informații care solicită atenția. Te duci la birou, ai nu știu câți KPI, atâția oameni de mulțumit, atâtea cerințe, în continuu ești bombardată cu stimuli. Când ajungi acasă, și ce mi se pare mie că lipsește foarte mult și asta cumva a reieșit și din studiu, lipsește un spațiu tampon între roluri. Pentru că la întrebarea care-i rolul care te solicită cel mai des în viața ta și din care acționezi zi de zi, au fost undeva la 50% au spus mamă, vreo 30% au spus angajată și doar 6% au conștientizat că au și rol de femeie. Da, hai să ne uităm un pic. Noi dimineața când ne trezim, primele secunde alea, când ești între trezire și somn, înainte să deschizi ochii, tu în momentul ăla nu ești mama nimănui, nu ești soția nimănui, tu ești tu. Și se pare că mulți dintre noi sau multe dintre noi, ăla e singurul moment de tu pe care îl ai. Da, da, și acela singurul, cum spuneai, îl dedici tot copiilor, da, că mama se trezește prima, face micul dejun pentru copii, pregătește haine sau ce mai e, practic tot pentru familie, intră în rolul acela de manager al gospodăriei până la urmă. House manager, este un rol care nu e în codul QR, dar cred că ar trebui introdus cât de curând. Și aici apare problema că toată energia asta noastră pe care o dăm în roluri ar trebui cumva reumplută în interior din rolul nostru de a fi noi înșine. Andra femeia, Mihai bărbatul și așa mai departe. Că, repet, nu e o discuție doar despre mame, e o discuție despre părință, cel puțin eu așa mi-aș dori să fie. Și în condițiile în care aceste mame nu au conștientizarea, deci până să vorbim despre faptul că nu au timp, noi trebuie să vorbim despre faptul că ele nu conștientizează că ele sunt și femei. Și am un exercițiu pe care îl fac în programe, în tabere, în care rog, și vin foarte multe doamne la mine, așa se atrag, și le cer două lucruri. Odată le spun, fă-mi o listă cu cele mai importante 3 roluri din viața ta și o listă cu cele mai importante 3 persoane din viața ta. Dacă ai 4 copii, îmi pare rău, unul trebuie să iasă de pe listă, neapărat 3. Și în 99% din cazuri, pe roluri nu există femeie și pe persoane nu există eu, în top 3. Deci noi nu conștientizăm faptul că noi existăm în viața noastră. Dar nici eu nu m-aș fi pus, dar l-am făcut mental și, și nu. N-a venit, nu? N-a venit, deci clar, noi nu conștientizăm că noi existăm în viața noastră. Până să discutăm despre faptul că femeia e epuizată și trebuie să-și dea timp, noi trebuie să vorbim despre faptul că ea există. Și ea nu știe. Și de ce nu știe? Asta ar veni următoarea întrebare. De ce nu știe o femeie că ea există în viața ei? Și am apus întrebarea. Când spun cuvântul femeie în România, care e primul cuvânt cu care îl asociez? Și cele mai des 5 găsite, menționate cuvinte au fost puternică, multitasking, sacrificiu,
muncă și mamă. De acestea au fost cele 5 cuvinte și destul de des au fost cuvinte sclavă sau sclavagism. Mm. Au fost folosite cuvintele sclavă sau sclavagism. Și aici noi am cerut opiniile câtorva istorici, sociologi, care ne-au explicat cumva că în România femeia abia acum începe un proces de emancipare mai profund, prin acces la educație, informație. Și e normal, dar nu-i normal, e normal din punct de vedere istoric, dar nu-i normal din punct de vedere a ceea ce trăiesc, să vedem că abia acum rolul ăsta este la suprafață pentru a fi redefinit. Pentru că noi până acum asta eram, asta am văzut. La întrebarea ce ai văzut înainte în familia ta, sacrificiu. Atât, noi nu știam că femeia are și alte drepturi, ba mai mult, cred că mai avem o problemă foarte mare prin faptul că noi apreciem foarte mult sacrificiile astea. Uh-huh. Și îți dau așa o, ca un fel de insignă socială. Oh, ce greu! Vai, dar cât te faci, dar cum reușești, măi? Și nu mai știu în ce emisiune fusesem tot pe acest subiect și spunea moderatoarea, da, trebuie să apreciem mamele, și zic, nu, trebuie să ne oprim din a le mai aprecia, pentru că asta le dă forță să facă în continuare, pentru că avem impresia că doar asta ne validează. Hai să le susținem în loc să le apreciem. Da. Pe de altă parte sunt, și cred că ai și tu o mulțime de exemple, Oana, sunt o mulțime de femei care nu au, din păcate, ajutor și atunci trebuie să susțină ele toate aceste roluri. Ideea că și mama natură ne-a dat o dispoziție foarte greu de delimitat de cine sunt eu ca femeie. Dispoziția naturală e că femeia e cea care protejează, care îngrijește, care are imediat instinctul să se sacrifice pentru cuibul ei. Deci este și un program natural. Dacă l-ai în tine, ți-e cu atât mai greu să delimitezi, să-ți faci limite clare între ce înseamnă sacrificiul ăla bun, că pentru moment acum sunt singură, trebuie să-mi apăr familia, trebuie să pun toată energia mea în copil, fiindcă e sănătos să faci asta. Corect. Din când în când, nu înseamnă că mă retrag întâi de fiecare dată în mine. Deci e sănătos să fac, să mă dedic, să lucrez, să... dar care e limita mea? Care e limita aceea care spune, hei, ăsta e doar instinctul tău de moment, dar de aici încolo trebuie să-ți pui stop, pentru că, 1, copilul are nevoie și de doza lui de suferință, soțul poate să mă aștepte că altfel îl infantilizez, dacă tot vin întâmpinarea lui, tot îl ajut, tot îl servesc, tot îl ascult pe ce probleme are el, când de fapt în capul meu rulează încă alte 1000, nu? Mm-hmm. Apropo că multe facem asta. Deci rolul nostru de femeie este acesta, până la limita aceea fiziologică în care fiecare simte dacă mai are sau nu energie. Dar fiindcă nu simțim asta despre corpul nostru, nu știm cum să facem. Pe de altă parte, și femeile divorțate sau care își cresc singuri copii, singure copii, sau femeile cu soți infantilizați, care vin acasă, mănâncă, se duc la serviciu, se comportă ca un alt copil care vine, sunt singure oricum. În ce sens sunt singure? În sensul că prea multă energie din asta, du-te, vino, fă, apucă, drege, organizează, s-a demonstrat acum și în neuroștiințe și în psihologie, mă rog, și psihologia face parte din asta, că devitalizează corpul feminin, că nu avem în ADN-ul nostru abilitatea de a duce asta pe termen lung, de a duce energia asta înfăptuitoarei, a protectoarei, că există momente ca în natură, când vin furtuni sau apar inundații, în care femeia simte nevoia să cadă, să plângă, să se refacă, să se bage sub o plapumă și să stea acolo. Femeile care își permit asta, fiindcă există un partener sau o familie care pentru moment poate prelua sau pot prelua rolul ei, sunt un pic mai sănătoase, pentru că energia în general a femeii este destul de schimbătoare, furtunoasă, impredictibilă. Când funcționezi doar pe predictibilitate, pe program, pe rutină, pe inhibarea emoțiilor de moment, nu mai ești în acord cu fluxul natural, nu mai ai timp să te prăbușești așa cum este sănătos, că numai din astfel de prăbușiri te poți revigora, reinventa, și asta o face să se simtă singură, fiecare sau nu partener.
disponibilitatea cuiva de lângă ea de a prelua la un moment dat momentul ei de declin și de cădere. Fiindcă simți în interior că nu-ți permiți să faci asta, că ești singur într-un fel, tensiunea este dublă. Că de altfel, dacă te simți protejată sau simți că există cineva care poate prelua la un moment dat hățurile, ai energie dublă sau poți acționa inclusiv din abilitatea asta de bun organizator. Dar ce te faci dacă ai senzația că nimeni nu le face ca tine? Și asta e un aspect foarte important și iar vorbesc din experiență proprie. Mai trebuie să și știm să cerem ajutor și să ne dăm voie. Și având în vedere că mulți dintre noi am învățat că să ceri ajutor e rușinos, că n-ai voie să nu mai poți, pentru că a fost o întrebare, ce faci când nu mai poți? Mai pot un pic. Da, e și o vorbă. Da. Adică, cum adică să nu mai pot? Dar, și mi-aduc aminte, apropo de a cere ajutor, mi-aduc aminte o chestie care pare foarte banală, nu? Să aduci pe cineva să te ajute la curățenie. Să angajezi pe cineva la curățenie. Deci eu aveam niște stări de anxietate când se apuca femeia de curățenie în casă și nu puteam să stau, deci obligatoriu trebuia să muncesc în timp ce ea făcea. Dar se părea că e nenatural ca ea să muncească, da, și tu să că stai. Eu să stau o dată, doi, parcă o auzeam pe bunica în spate, nu ți-e rușine? Dar tu nu ești în stare să faci curat la tine acasă? Doamne Dumnezeu, dar ce e asta? Dar așa te-am crescut? Și împărtășind asta cu multe doamne din comunitatea mea, mi-am dat seama că, hei, stai, ce să vezi? Noi chiar ne simțim prost când cineva ne ajută. Adică suntem în paradoxul ăsta, știi, spunem, vai, nu mai putem, avem nevoie de ajutor. În primul rând, e un efort extraordinar să ceri acest ajutor pentru unele femei. Și apoi când chiar îl primesc, mai e încă o parte din proces în care să înveți să-l accepți, că e ok ca tu să stai, că e ok ca tu să primești acea mână de ajutor în momentul în care ai nevoie de ea. Nu mai zic să cerem de la partener, unde acolo sunt alte programele care ne împiedică, pentru că am văzut anumite lucruri, am văzut cum trebuie tratat un bărbat, am mai văzut multe din generația mea că dacă superi un bărbat pleacă. Și atunci toate lucrurile astea sunt acolo în fundal și ce facem este că devenim noi acești bărbați care trebuie să le facă pe toate. Și un alt lucru pe care l-am sesizat și la mine și la multe din doamnele din comunitatea mea, ne purtăm foarte masculin, intrăm în această zonă a responsabilităților masculine, pentru că iar o voce în cap care zice că dacă te comporți ca un bărbat o să fii în siguranță, că ei sunt mai safe așa în general. Noi suntem și un model de societate, da, patriarhală. Exact, și atunci trebuie să o vedem și din prisma asta. Da. Nu scuz, nu acuz, ci doar să vedem cumva care-i scopul întregului proiect. Nu e să creăm un zid al plângerii pentru mame, că nu vreau să creăm această impresie că mamele sunt niște victime, că am văzut cifrele și sunt, Doamne Dumnezeule, super femei, adică să mai poți când nu mai poți, e de admirat, nu e de blamat, dar în aceeași măsură cred că e momentul să ne uităm, știți momentul ăla când te uiți la blugii din liceu pe care tot îi păstrezi și sper că o să intri înapoi în el, mă, cred că mai e și un moment în care trebuie să accepți că normele în care te scalzi în momentul de față ne-au cam rămas mici și poate e cazul să ne uităm, nu știu cum, că nu am soluțiile, dar vreau să aduc conversația pe masă și să vedem inclusiv din prisma angajatorului. Deci nu vreau să ne uităm doar la comunitatea socială și familie. Hai să ne uităm și la angajator și la modul în care lucrăm. Păi dacă e să vorbim despre angajator, aș vrea să discutăm un pic și despre ce li se întâmplă foarte multor femei în România atunci când fie anunță, da, că sunt însărcinate, merg în companie și anunță că sunt însărcinate, fie când încearcă să se reîntoarcă la muncă și când constată, ba că jobul nu mai este available, ba că se întoarce pe o funcție mai prost plătită. Da. Se nume, e un fenomen. Stai simplu cuvântul, se cheamă discriminare, ca să nu dăm prea mult după gard. Este foarte simplu, discriminăm la greu mamele în România și cumva asta mi se părea și paradoxul în proiect. Vrem acești copii super minunați, wow, așa, dar nu vrem să le susținem pe doamnele astea, de sunt responsabile să ne pregătească, da? Și discriminarea e la cote maxime în România și nu doar pentru mame, 45 plus, și ori ești prea bătrân, ori ești prea tânăr, oricum ar fi, nu o dăm bine. Noi avem în programele dedicate oamenilor de HR, în procesul de recrutare, analizăm bias-urile din care se recrutează și sunt peste 180 de bias-uri care ne virusează mintea în momentul în care facem un proces de recrutare. Și mi-aduc aminte când am intrat eu prima dată pe joburile astea de a recruta,
primul lucru care mi s-a spus, dacă are peste 40 nu deschizi CV-ul, dacă are copii mici nu o chem la interviu. Deci astea au fost primele reguli. La momentul respectiv aveam 20 ceva de ani, nu știam nici câte urechi am în cap și să mă leg la șireturi, evident că dacă a zis șefa, respectăm. Până mi-a picat mie prost că mama și cu tata au trebuit să plece din țară, că nu-i mai angaja nimeni, că aveau 48, aproape 50. Și mi s-au împleticit mie acolo niște neuroni în cap și zic, stai mă puțin, dar ceva nu e în regulă cu asta, până n-am simțit-o eu pe pielea mea. Și întorcându-ne la mame, am simțit-o iarăși pe pielea mea, când a rămas singură cu un copil, ăla a fost momentul în care am fost efectiv încălecată de patronul de la vremea respectivă, pentru că în perspectiva lui altceva n-are a face, adică n-are încotro, e singură, trebuie să suporte. Și asta aud și de la mame. Și surprinzător, că pe mine asta chiar m-a răsat paf, mă așteptam să citesc despre experiențe proaste de reintegrare la locul de muncă din partea unor domni către, nu, inclusiv femei care la rândul lor au copii și aici erau și, era și șocul celor care împărtășeau experiența, că nu înțelegeau, adică ea ar trebui să mă înțeleagă că ea are copii și știe cum stă treaba. Și undeva la 30% au spus că au avut experiențe de reintegrare pozitive și 70% experiențe de reintegrare negative. Da, de ce le este frică angajatorilor? Că vine mama asta și o să ceară o mulțime de libere că da, având copii mici se îmbolnăvesc. Da, că nu mai are capacitatea de concentrare. Bine, astea sunt niște lucruri pe care nimeni nu o să le zică oficial. La orice angajator, dacă te duci, nu, dar noi susținem, dar noi. Dar astea sunt bias-urile care sunt în spatele minții și poate nici măcar nu sunt conștienți oamenii când fac asta, că acționează din ele. În general, perspectiva e asta, că nu mai are capacitatea de concentrare pentru că e obosită, că nu este reliable pentru că nu știi când a făcut copilul febră, când trebuie să da, plece și așa mai departe. Că nu poate sta peste că program. Nu poate sta peste program și mai e un aspect, apropo de munca aia habotnică, personal, opinia mea este că noi în România avem o dependență de muncă destul de mare despre care nu prea vorbim pentru că pică bine să fie românul dependent de muncă. Și până să ai copil, auzi multe femei care spun proiectul ăsta e my baby, e ca și copilul meu. Și o dedicare, adică toată energia aia creatoare pe care noi o avem natural, trebuie să o duci undeva. Și o duci într-un proiect, o duci în job. Momentul în care a venit copilul, ea se duce acolo unde e locul. Se duce în copil. Și nu mai dai 300% cum dădeai înainte. Poate acum dai 100%. Adică dai cât ar trebui să dai. Dai cât ar trebui să dai. Problema e că dacă a învățat locul de muncă, angajatorul, compania, că până la urmă și companiile astea tot niște oameni sunt, dacă s-au învățat cu tine la 300%, când vii cu 100% o să pară că ești incompetentă. Da. Și atunci întrebarea e, în ce măsură și noi ne-o facem cu mâna noastră în momentul în care dăm și nu cerem nimic la schimb, așteptăm validare dacă vine, dacă nu, asta e. E foarte greu să cerem la schimb pentru că am fost educate să fim femei cu minți și rezonabile și bune și mulți stăm la job cu speranța că cineva o să ne observe și am văzut manageri suficient de abili care știu să împartă laude către aceste fetițe în corp de doamne suficient de des cât să nu ceară un salariu. Exact. Pentru că în creier faptul că am fost din nou apreciată de mami sau de tati funcționează la fel de bine ca remunerația financiară. Am simțit și eu asta la un moment dat când primul meu angajator îmi spunea cât de bună sunt, de câte ori mă duceam să deschid gura să cer salariu și simțeam așa o satisfacție că mă apreciază, dar rămâneam tot cu 0 lei în plus. Până când am identificat, să zicem, aceste programe, că ăsta e secretul. Ca să ieși din asta, că spuneai cum să ieși din asta, trebuie să identifici întâi ce programe îți obliterează, de fapt, gândirea aia tranșantă, rece și la obiect și concretă. În care eu merit. În care eu merit, da? Primul program. Sunt apreciată, mă laudă lumea că mă sacrific, că fac multe lucruri, nu mai vreau altceva, da? Este liniște în familie că, să zicem, soțul e mulțumit, mă uit la dinamica mamei mele cu tata, da? Să fie liniște. Cu prețul acesta liniștii este vocea ta care tace
prea des, prea mult, îl lasă pe ăsta liniștit, prea liniștit, până ajunge să fie, să zicem, în familie neprezent. Da? Iarăși, liniștea asta, să fie liniște, este dată tot din educația primilor ani de viață. Nu mai plânge, nu-i frumos, fetele nu plâng, băieții nu plâng, nimeni nu plânge. De ce să mai pornesc un scandal? De ce să spun eu acum ce am pe suflet și ce vreau în familie, când eu am programul ăsta al liniștii? Și trebuie să-l identifici, da? Adică trebuie să te surprinzi în moment ca un polițist al emoțiilor tale și să observi ce dau eu acum la schimb. Nu? Ce dau? Păi dau din banii care mi se cuvin, dau din drepturile care mi se cuvin la mine în casă, doar ca să fie liniște sau ca să fie apreciată. Cred că astea sunt două mari lucruri. Și să fiu o mamă bună, iarăși este un mare, să zicem așa, program care îți oprește abilitatea de a te mai înfige câteodată în copil, de a pune limite sănătoase, de a-l lăsa să-și simtă suferințele necesare, de a-l lăsa pe mâna bunicilor și a tribului. Nu sunt o mamă bună dacă plânge, dacă e nemulțumit, dacă e plictisit. Da, e un program. Foarte activat. Da, dar dacă te uiți înapoi în copilăria ta, de câte ori te-ai simțit bine că ești o fetiță bună, da, îți dai seama că tu repeți la nesfârșit nevoia asta de a te împlini. La tine îmi imaginez că e foarte greu să faci switch-ul dintre identitatea de șef, de, nu șef, coordonator de emisiune, de vedetă, de om care stă de vorbă cu tinerii, că am văzut cum e, și relația ta cu copiii, unde intri în rol de mamă. Este foarte, foarte greu, îmi imaginez prin ce treci. Nu știu dacă simți că este o fricțiune. Treaba asta cu controlul, mie mi se pare că așa cum le fac eu, nu le face nimeni și am mai povestit în momentul în care s-a activat foarte tare când am născut-o pe Ana și eu n-am putut să-i o dau mamei în brațe, pentru că mi s-a părut că nimeni nu poate ca mine, deși eu de-abia o născusem de câteva ore. Aia cred că avem toate și eu aveam asta. Da, și s-a menținut, pentru că în continuare eu, dacă las copii cu bunicii, eu mă simt vinovată, că uite cât avem noi cu copii, un weekend, da? Un weekend să stăm și noi de dimineață până seara să ne conectăm. Ei, din weekendul ăla, eu mă simt ca și cum le-aș răpi copiilor mei bucuria de a sta cu tine. Și da, și de a mă conecta cu ei. Sunt convinsă că foarte multe femei simt treaba asta. Subscriu. Așa, adu o hârtie că semnăm toate. Nu se mai la mine cum s-a mai așezat? Că n-aș putea să spun că, vai, sunt on top of the world și să vezi tu ce înțelepciune, dar cum s-au așezat lucrurile la mine? A fost că nu am mai măsurat în timp, ci în calitatea timpului, timpul petrecut cu copiii. Pentru că și în momentul în care din această vină mă rupeam de muncă, eu stăteam lângă copii, dar sub acest stres că, oh my God, dacă nu muncesc, o să mor, că asta era marea frică, dacă mă opresc din muncă, murim de foame. Și alimentată de această frică, eu nu mă mai puteam opri, intrasem așa într-un workaholism, lucram 14 ore pe zi, eram însărcinată cu al doilea copil, am muncit până în ultima zi înainte să nasc, cei din afară ce vedeau, mamă, ce carieristă asta, uite și tu ce cum puternică. Dar și critică, inconștientă, mă, cu copilul, naștea, dar ce nu vedea lumea era că eu făcusem foamea cu un copil. Acum venea al doilea, programele mele spuneau clar, avem toate șansele să repetăm. Agață-te, controlează ce poți. Și atunci am stat și am muncit până în ultima clipă, înainte să nasc. În timp, lucrurile s-au mai temperat în momentul în care am început să lucrez cu mine, ca să mă simt eu cu mine în siguranță. Pentru că nevoia asta de control, ce îmi spunea mie de fapt? Eu orice aș face, eu nu sunt în siguranță. Eu nu pot să am încredere în mine că eu sunt cu mine în situații pe care nu le pot controla. Și singurul mod pentru mine care a funcționat ca lucrurile să se întâmple altfel a fost să fac o tonă, un trilion de terapie. Adică eu sunt pe toți pereții, terapia salvează România. Da. Nu există altceva pentru mine. Și lucrul ăsta s-a văzut și în raport. Am întrebat în ce măsură se simt anxioase. Și undeva la 80% au spus că în mare parte a timpului se simt anxioase sau au chiar și stări depresive. Și apoi a venit și întrebarea, primește ajutor terapeutic? 70% nu primesc sau n-au primit niciodată. S-ar putea să fie și o problemă financiară în România treaba asta. Am întrebat și asta. De ce nu mergi la terapie? Și au fost procentajele împărțite pe 30 și 40, deci aproape egale. Nu am bani, nu am timp și nu am disponibilitate emoțională. E și despre bani, evident, dar hai să ne uităm un pic și în ce eră trăim.
ai un click distanță și sigur găsești o meditație ghidată, sigur găsești o comunitate, un grup de suport fără finanțe. Dar ne întoarcem la n-am timp. Și când ne întoarcem la n-am timp, de ce n-am timp? Hai să vedem. De ce n-avem timp? Când ne ducem profund la rădăcină, e nu simt că merit. Și aș vrea să stăm un pic cu asta. Noi, mamele, dacă noi nu simțim că merităm, ce transmitem copiilor noștri? Să știi că asta cu meritul vine foarte adânc din prezența unui om în viața noastră de copii, deci de demult, care a reușit să se uite la noi cu privirea aceea de tip te văd, te văd, te văd. Și ca să știm despre ce vorbim, gândiți-vă de câte ori ați fost îndrăgostiți, îndrăgostite, nu știu, ați încercat 10 potențiali parteneri numai din priviri și probabil numai cu unul sau unul dintr-o sută ați avut genul acela de privire adâncă în suflet, nu? Copiii au nevoie de același tip de privire, te recunosc, te văd și când mă uit la tine și copilul din mine, da? Nu mă gândesc, ar trebui să stai unghiile, ar trebui să te spăl mai des, ar trebui să faci mai multă meditație la matematică, ar trebui să vorbești mai frumos bunicii. Pentru că, într-adevăr, mamele când se uită la copiilor, din dorința de a fi mame bune, se uită cu ideea de, ce aș mai putea completa, ce aș mai putea repara, ce aș mai putea oferi acestui copil. Nu se uită fără niciun astfel de slide, hei, uite-l pe ăsta, o ființă vie, ia uite-l ce spirit are și el, jucându-se pe covor, surprinde la un moment dat privirea asta mea înghețată în timp și spațiu, bucuroasă, luminoasă, râsul ăsta din ochii mei, că te văd așa cum ești. Psihologia spune că dacă n-ai avut acest tip de martor sau de privire suficient de prezent în viața ta, nu crezi că meriți nici în viața de adult. Eu am identificat asta în mine, că am avut-o puternic și m-am gândit, dar cum nu m-a iubit pe mine mama, nu m-a iubit tata, că m-a iubit? Dar ce tip de iubire era? Hai să facem, hai să mâncăm, hai să facem aia, hai să mă ajuți aici, te-ai spălat, te-ai pieptănat, genul ăla de iubire a îngrijitorului, nu? Genul ăla de iubire, nu de mamă, de femeie, dar necondiționat nu putem iubi, întotdeauna sunt condiții, dar genul ăla, băi, eu te văd acum dincolo de toate scenariile din capul meu. Cine nu a avut asta și, sau cine nu reușește să-și inducă singur acea privire, imaginându-și că îl privește nu știu cine, Dumnezeu, Universul sau Sinele sau orice poate imaginația să creeze, nu se poate ancora în ideea de merit, merit, merit. De câte ori reușești să induci chimia asta în tine, uite ce bine ești, da? Dincolo de faptul că nu ești bine cu multe, dar una e critica despre productivitatea noastră ca oameni și una este despre ființa din că tine și corpul din tine. Mamele care nu au asta și nu cred că merită sau femeile trebuie să facă cu imaginația acest exercițiu. N-au avut acea privire, trebuie să-și o dea. Spun trebuie, deși terapeuții nu zic trebuie, dar eu nu sunt terapeut și îmi permit. Trebuie cu puterea imaginației a filmelor din capul lor să-și inducă chimic acel martor imaginar, dar chimic în corp, al stării de ia uite ce bine ești, ce drăguță, ce perfect. Deci da? pentru treaba ta trebuie să stai în primul rând. Trebuie să stai și să te scremi, scuzați-mi expresia, durează foarte mult, dar la un moment dat prinzi așa ca la un radio vechi o frecvență unei stări fiziologice de dacă o prinzi azi o secundă, mâine două, poi marți șapte, la un moment dat ceva din structura ta neuronală trimite pe canalele tale ale sistemului emoțional sau al sistemului nervos, trimite ca fiind cunoscută, familiară, această stare de bine, de sunt bine cu mine, nu trebuie să-mi petrec timp de care. Numai dacă ai această chimie în corp. Psihologia spune că nu poți să ți-o dai singură, trebuie să o primești de la cineva, adică trebuie să vină cineva în viața ta. Eu am încercat singură și funcționează, până la un punct probabil. Dar m-a scos această chimie, abilitate prin meditație sau prin stat cu mine de a-mi induce starea de eu mă văd, eu mă văd cum sunt acum și sunt bine, mi-a curățat
anxietățile, nevoile de control, sentimentul că pot să fac mai bine. Nu înseamnă că nu le mai am, dar nu le mai am la gradul, la limita aceea toxică în care te devitalizează. Nu mai domină. Avem cu toate. Nu mă mai domină, da? Greșesc rău acum, pierd acum ceva grav, un contract, fac o gafă față de un om, bag imediat privirea aia din interior. Sunt conștientă că am greșit, sunt responsabilă pentru ceea ce urmează să fac, dar nu fac reparația dintr-un loc al pleznelii de sine în interior. De ce ai greșit? De ce ai făcut asta? Da? Uite, acum trebuie să obțin ceva, mi-am propus să obțin ceva, mi se pare că nu merit, sunt convinsă în ținea mea și ce pot să fac ca să lucrez cu mine și să obțin până la urmă lucrul ăla care nu ține neapărat de mine, vine din exterior, e obiectiv, așa. E să duc și mai departe în mine această chimie, eu aștept pentru că merit la un moment dat, aștept când o veni, sunt bine cu mine, nu alerg după asta. Când copiii simt această abilitate a ta de a sta cu tine și de a te privi din interior și când evident simt și ei privirea aia furată pe covor când se joacă, pornesc ancorați în viață, altfel caută tot timpul, se judecă, se critică. Asta am descoperit-o târziu. Adică prea târziu în viața mea. Și eu pentru cea mare, dar pentru cea mică lucrurile stau diferit și se simte foarte tare diferența. Da, la cea mare ai dat la așa. Chiar da. Dacă te-ai transformat da. Acum. Da, doar da, că da. Acum poți să-i fii ghid pentru momentele ele de neancorare. Se vede diferența și se vede și diferența de stare între mine cea de atunci și între mine cea de azi, care tot mamă sunt, nu? Tot aceeași mamă învățată de aceleași lucruri de mama mea. Da, dar în afară de terapie ce a mai fost? A fost o reconversie? Da, reconversie e puțin spus. Eu fiind în această stare de habonicie, muncă, muncă, muncă și iar muncă, mi-am dat seama, au fost mai multe momente în care fiimea cea mare mi-a pus oglinda în față și a fost un moment foarte puternic în care plecam din nou în delegație și am uitat să-i spun că plec și m-am văzut că fac bagajele. Ai promis că nu mai pleci, că nu știu ce și nu știu cum. Și în dorința aia mea de a insera în ea un dor de muncă și o dorință de a fi responsabilă, că așa o să supraviețuiască, îi zic atunci, nu, trebuie să plec, n-am încotro. Și am zis, dar de ce nu pleacă un coleg? Și eu zic, nu are cine, că uite, eu sunt indispensabilă în organizația asta, că uite ce știu eu să fac. Și se uită copilul la mine, avea 7 ani. I-am zis eu ceva de genul, că-s deșteaptă sau nu mai știu. Poate dacă erai o leacă mai proastă, erai mai deșteaptă. Și a plecat din cameră și a închis ușa. Și am rămas pe pat. Și mi-au sunat în cap, așa bubuiau vorbele alea. Și ăla a fost un moment de trezire foarte puternic. A fost un moment de conștientizare. N-aș putea să spun că am schimbat lucrurile instant ca Nesu, pentru că ăsta e un alt lucru care mi-aș dori tare mult să ajungă la mame. Doar pentru faptul că noi am stat aici de vorbă, doar pentru faptul că o să te duci într-o sesiune de terapie sau de coaching și o să te prinzi de programe. Nu e ca și cum de mâine s-a schimbat tot. E o muncă imensă în spate, care se întâmplă minut cu minut, zi de zi. De câte ori ai greșit, ai ocazia să iei de la capăt, nu să te biciuiești. Și au fost câțiva ani de la momentul ăsta în care mi-a dat fiimea mare lecție, până mi-am dat seama că mă depășește. Sistemul și mediul mă trigăruiesc în continuu. Pe mine totul mă stimula să muncesc. Mai venea un proiect, mai nu știu, nu puteam să spun nu. Și am zis, ok, eu dacă nu schimb acum cazul, eu în 5 ani nu mai sunt lângă copiii mei. Eram bolnavă, în burnout. Și a fost un impuls. De asta căutam un frigider pe o platformă de asta de vânzări produse și am găsit o casă. O casă veche, mai strănutai de 2 ori în ea și pleca la drum și bărbatul meu conducea și zic, oprește mașina, noi ne mutăm. El zice, cum, adică unde, cum? Și a fost un moment de curată nebunie, ar spune cineva din afară. Cred că a fost momentul în care sufletul efectiv mi-a zis, acum ori niciodată. Și am vândut tot din București acum 4 ani și ne-am mutat undeva la țară, unde am stat într-o rulotă vreo 6 luni de zile, toți 4, cât am recondiționat o casă veche de 100 de ani. Și vreau să vă spun că a fost cea mai frumoasă perioadă a vieții mele, să stau într-o rulotă de 14 metri pătrați. Seara, nici nu aveam electricitate, nu aveam apă, nu aveam nimic, aduceam apă de la fântână, ne spălam la bidon, copiii au cunoscut
starea asta lui a fi liber, ceea ce în București nu puteam să ofer, că eram numai la geam. Vezi că vine mașina, dă-te la o parte, stai pe trotuar, da, urcă-te pe scară. Și ce era fabulos era că seara când se întuneca, intram toți în rulota aia, în 14 metri pătrați și eram împreună. Astăzi nu prea mai simțim într-o casă de 100 de metri pătrați, se cam pierde. Unul într-o cameră, unul se uită la televizor, unul citește. Dar alea au fost atât de intense, alea 6 luni de conexiune, în care eram bot în bot, în fiecare seară, n-aveam încotro. Și asta a fost un lucru care pe mine m-a ajutat foarte mult, faptul că m-am îndepărtat de stimul. Vreun an de zile am stat numai acolo și seara de seară eram în fund în grădină, eu cu cerul și cu toate gândurile mele, și am stat în lucrurile de care am fugit toată viața mea. Dar cum au primit copiii schimbarea asta? Că i-ați luat din mediul lor, de la școlile lor, nu? Da, cea mică era foarte mică, avea un an și un pic, și cea mare avea vreo 9 ani și ceva, aproape 10, și era ceva care îi vorbea, că erau animale multe, era cu copiii din sat, cu căruța, în pădure, și-au făcut prieteni. Cumva s-a simțit altfel pentru ea, parcă era liberă în sfârșit, pentru că și mie mi se schimbase starea. Da. Nu mai eram. Ai spălat? Vezi că n-ai făcut furia bine. Nu mai eram în acest asupritor constant și cumva au gustat libertatea. Cred că ăla a fost momentul când copilul chiar o simți. Nu știu dacă ești conștientă, dar ți-ai schimbat și accentul în momentul în care ai început să vorbești despre noua ta viață. Posibil, nu mai vorbești așa controlat corporei. Da. Păi e într-adevăr acolo. Am simțit diferența între a supraviețui și a trăi. Și cred că asta a fost unul din lucrurile pe care mi l-am dorit foarte mult cu acest raport. Să existe această conștientizare că doar dacă supraviețuim nu înseamnă că trăim. Mm-hmm. Și poate că e ceva în noi care ne poate ajuta să facem niște pași, nu unul, că am vrea să fie doar unul, dar nu e suficient, să mai simțim din când în când că și trăim, nu numai să fim aceste roboțele care cresc copiii, trebuie să stea în tipar, trebuie să aibă KPI la muncă făcuți bine, apoi să-și pună poză pe Instagram că life is perfect, că altfel nu, dacă degeaba l-ai făcut pe toate dacă nu-i pe Instagram. Poate că am putea să mai vedem lucrurile un pic mai încolo și să stăm în momentul ăla de eu sunt. Da, fiindcă mesajul e foarte greu pentru mamele care jonglează acum cu 10 bile. Și nu pot să evadeze. Și pentru că ai spus, să dăm o tehnică de evadare, da? Acasă, în București. Acasă, sau acolo, în Craiova. Printre bile. Printre blocuri. Da, și pentru că ai zis că, hei, e foarte greu, necesită mulți ani de terapie, schimbarea și așa mai departe. Pentru mine așa a fost, poate pentru a fi mai simplu. Hai să spunem cealaltă parte, să zicem, care a funcționat pentru mine. E adevărat că la capătul drumului te întorci și zici, mamă, de 20 de ani îmi pun problemele astea, stau în terapie și așa mai departe. Dar în timp ce faci terapia, nu simți că faci o muncă din asta care n-ajunge nicăieri. Da? Deci fiecare zi sau fiecare podcast ascultat sau fiecare mică meditație adaugă în subconștient niște bile albe care te fac mai ușoară, chiar dacă nu acționezi imediat. Deci, ideea asta că e muncă multă o spun numai oamenii care au ajuns la un moment dat într-un punct și se uită în spate și zic, mamă, ce m-am schimbat, mult trebuie să fi muncit în terapie. Realitatea e că atunci când apuci pe drumuri terapeutice, te simți mai ușor în fiecare zi. Uneori te simți și foarte greu, zile și dar, pentru că multe mame nu se duc în terapie, nu cer ajutor, fiindcă simt că sunt pe muchea prăpastiei și orice discuție cu un terapeut l-ar putea prăbuși în depresie sau în pierdere sau în, da? Multe mame spun asta. Nu mă duc pentru că simt că sunt pe o linie de plutire și dacă mă ajunge să vorbesc cu cineva, aș colapsa, aș plânge, m-aș bloca, n-aș mai putea avea grijă de copii. De fapt, asta e marea frică, dincolo de cea de nu am bani. Și frica că voi fi judecată de ăla care mă ascultă, ca și cum sau lui ai pasă vreodată săracul, da, sau de în jur. Ideea că îți poți programa subconștientul doar spunându-ți că vrei o transformare în tine, o eliberare blândă. Când îți pui intenția, vreau o transformare blândă, pas cu pas, înceată, fără suferință, fără dramă, fără prăbușiri, există în forța noastră fizică și în forța mentală care ne leagă pe noi toți ca oameni în universul ăsta cognitiv înalt, să zicem, o putere de a te duce blând către schimbare.
Există și determinarea pe care o au unii adulți care spun gata, vreau să-mi schimb viața, mă mut, plec. Lucrurile astea vin la pachet cu multe prăbușiri interioare, că în alea 6 luni de fericire sigur ai avut multe îndoieli, da, ai simțit că pierzi prieteni, sigur ai simțit că pierzi, nu? Adică tu ai ales o cale de schimbare pe care sufletul tău a simțit că o poate duce, fiindcă orice moment în plus în partea cealaltă devenea boală. Tu ai ales o cale de schimbare dramatică care a venit la pachet cu tremure. Există, pentru cine ne ascultă, doar intenția pe care vă puteți spune astăzi după acest interviu, că vreau să mă schimb, vreau să mă eliberez blând și încet, pas cu pas. Dar nu e suficient să spui intenție. Trebuie să-ți imaginezi în chimic cum vrei să te simți la capătul acestei transformări. Că asta este cel mai greu să facem. Vrem o viață mai ușoară, vrem copii mai buni, vrem un partener mai, să zicem, implicat. Dar tu știi cum se simte chimica asta în tine? Nu știi. Vrei să ai timp pentru tine, dar tu știi, poți să-ți imaginezi ca într-un film hollywoodian cum se simte scenariul ăsta de femeie liberă și liniștită la o cafea dimineața în timp ce soțul face sandwich-uri copiilor? Nu știi. Cât timp nu-ți poți induce în tine chimic cum arată transformarea ta la capătul tunelului, nu te îndrepți către transformare. Faci doar zigzaguri printre ea și ai senzația, băi, atât de muncă multă că mă las. Am cerut, să zicem, în sinea mea, vreau o transformare să mă simt așa, sănătoasă, liberă și fără griji și zic, ia să vedem, îmi pot imagina filmul unei oane sănătoase, libere și... Nu! Nu puteam să mi-l fixez chimic. Era tot timpul, da. Dar abia după ce face acest scenariu în cap, ca într-un film, și probabil durează, știu mame și femei cărora li s-a propus exercițiul, imaginează-ți că ești pe o plajă, te întâlnești cu tine în roche de mireasă sau în ceva pur simbolic și îmbrățișează-te. O să observați că nu vă puteți îmbrățișa. Vi se pare foarte ciudat să existe identitatea ta în varianta ideală, căreia e bine, și vrei să o iei în brațe. N-ai să poți, o să ai o reacție de respingere. Cât timp ai în tine asta și nu te poți îmbrățișa pe tine ca și cum ai o dublură, tot într-un film hollywoodian, nu te poți îndrepta către o variantă mai luminoasă a ta. Deci sunt niște exerciții în imaginație în care sistemul nervos începe să cedeze în sensul bun, să se moaie, să se relaxeze și după aia tot el îți dă idei și, nu știu, postituri cu case la țară. Exact, da. Că dacă nu aveai o anumită chemare în tine și o dorință de transformare, nu-ți sărea în ochi casa aia de la țară. Cu siguranță, țară, nu, da? Că alegem după ce e... Da. Deci tot sistemul tău nervos îți dă mesaje. Doar că aceste mesaje nu vin decât dacă vă propuneți să aveți o transformare blândă, dacă nu vreți una șoc și dacă reușiți să vă îmbrățișați din interior și să simulați starea de bine, că multe femei nu și-o pot simula. Da, și să știi că noi observăm că avem multe persoane care vin și fac reconversii profesionale în programe și, apropo de ce spui tu, știi că respingem starea de bine, îi vedem pe oameni când intră în proces, își fac tot planul de carieră, știu ce vor, îl duc la bun sfârșit, primesc jobul și intră niște super atacuri de panică că totul e prea bine. Și ce se întâmplă aici? Urmează răul. Dacă e bine, automat urmează rău. Pentru că, așa ca o concluzie la care am ajuns și mi s-a părut așa foarte dureroasă, e că nu ne e foarte ușor să ne fie greu. Și e familiar. Da, e foarte familiar. Și când vine binele, ne e cam teamă. No, că... Plus că era vorba aia, vezi că dacă râzi mult o să plângi pe unul. Da, și cu noi râzi, cu unul plângi, după bine vine rău și o chestie pe care aș vrea tare mult. Și după rău vine bine. După bine vine și mai mult bine. Cum ar fi dacă am folosit eu asta? Nu poți chimic să conții. Și mai era un exercițiu să stai mult în oglindă, asta o spun mulți terapeuți, să stai mult în oglindă și să te uiți în ochi, mai ales în ochiul tău
stâng. Așa. Și să te cufunzi acolo, dincolo de măștile că ai nasul, nu știu cum, că te-ai dat cu fard, să vezi cât anxietate apare. De momentul în care poți să faci asta constant, după aia să te uiți la corpul tău, dar la toate zonele din corpul tău în oglindă. Păi aici cu corpul intrăm într-o altă discuție. Da. Că știi că sunt o mulțime de femei care nu-și acceptă corpul deloc, și sunt... Dar exercițiile astea, forța-te acasă, că nu te vede nimeni, da? De întâi privire în ochi și pe urmă în toate zonele corpului, cu oglinda la rece, în lumină rece, toate astea te apropie de tine și te fac un, nu știu, te fac un fel de antenă care emite un semnal mult mai puternic față de lumea asta și care cheamă spre ea integritatea, că de fapt atunci când te uiți în oglindă, te îmbrațezi, poți vedea corpul așa cum este, dai semnal de integritate în lume, te porți altfel, ții umerii altfel, vorbești altfel, vocea îți sună altfel, că încep să vină spre tine acele transformări la început foarte subtile, invizibile și la final, ia uite unde am ajuns, mama, am muncit mult. Nu, n-ai muncit mult, este doar că ai emis un semnal mai clar despre cine ești și ce vrei. Ca să mă întorc un pic așa pe finalul discuției la studiul acesta în care se vorbește foarte mult despre anxietate, oboseală, lipsa somnului, asta cu lipsa somnului cred că este una dintre marile probleme ale mamelor în special și nu e o chestie care să țină câteva luni, se întinde pe ani de zile și apropo de anxietate, de stres, vreau să vă spun o anecdotă micuță apropo de ceasul ăsta care monitorizează somnul tot și nu înțelegeam eu, dom'le, de ce în weekenduri sunt cu stresul ăsta atât de mare pe ceas, pentru că eram cu copii și normal că fiind cu copii trebuie să fii permanent, mai ales dacă copiii sunt mici. Da, radarul. Da, sunt foarte stresate mamele, foarte private de somn. Da, noi am întrebat dacă simt, nu le-am întrebat cât dorm, le-am întrebat cum se trezesc, dacă simt că s-au odihnit după ce se trezesc și răspunsul a fost în proporție majoritară nu, puțin sau deloc. Deci se trezesc mai obosite decât s-au culcat. Sau merg în vacanță și se întorc din vacanță cu copii. Eu sunt de părere că la o vacanță cu copii mai are nevoie de încă o vacanță după. Da. Aici ar trebui să schimbăm regula. Dar un lucru pe care l-am observat, nu emitem niciun fel de teorii, dar ni s-a părut interesant, a fost că mamele care lucrează on-site, adică de la 9 la 6 la birou, au declarat că au o calitate a somnului mult mai bună decât mamele care lucrează remote sau hibrid. Și cele care au declarat că au cea mai bună calitate a somnului, nu foarte bună, dar mai bună ca celelalte, au fost cele care lucrează ca antreprenoare sau freelancers. Așa o adică își fac părere din ele. Partea noastră e că cele care lucrează în antreprenoriat freelancing deja au un nivel de încredere în sine și în viață mai mare și junglează altfel cu lucrurile și atunci și sistemul lor nervos le permite să ia o pauză noaptea să doarmă și cumva cele care lucrează un site iarăși au o siguranță, o stabilitate, un cadru, dar cele care lucrează hibrid și remote e totul peste tot și atunci și mintea nu mai poate conține, că dacă nu avem niște framework-uri în care mintea să funcționeze o ia un pic în cealapa pe câmpie. Și asta e o treabă destul de frecventă după pandemie. N-am făcut studiu înainte. Da. Bănuim că după pandemie poate lucrurile s-au înrăutățit, dar oricum ne-am uitat în momentul în care tu ești privat de somn o perioadă lungă de timp și noi am exclus din această analiză a calității somnului mamele care sunt în cic. Acolo nu mai ne aștept, nu ne, în concediu de creștere copil. Nu, eu mă gândeam că am ieșit de mult și tot. Da, acolo cumva e mai de copii, așteptat, dacă e bebelu mic, da. Dar și cele care nu mai sunt acolo în continuare au problema asta de odihnă și cumva aș vrea să ne uităm din perspectiva rolului de la muncă. Te duci la lucru, tu ești nedormită, o noapte, două, trei, zece, o lună, două, trei, cinci, începe un colaps efectiv de la faptul că îți scade nivelul de atenție, intri într-o ceață cognitivă, ajungi acasă, o iei de la capăt cu copiii, nu te odihnești, corpul la un moment dat o să înceapă să cedeze, apar boli, burnout și așa mai departe, adică acest aspect de a ne hrăni, de a dormi, de a avea grijă de noi ar trebui să fie din ce în ce mai important pe lista noastră de priorități. Acum mai sunt companii care fac tot felul de
concursuri, cu ceasuri, cu cine a dormit mai mult, dar cred că nu ajungem la rădăcină, la motivul pentru care nu dormim și de ce suntem atât de stresate. Principalul motiv e faptul că nu ne mișcăm suficient. Cine stă și lucrează de acasă, că văd și printre copii, sau nu face mișcare. Somnul depinde enorm de nivelul de oboseală sănătoasă fizică, da. E multă activitate statică. Gândiți-vă că studiul nostru, aș vrea să facem această mențiune neapărat ca un disclaimer, studiul, sondajul pe care noi l-am făcut a fost limitat la doamne din mediul online, pentru că noi l-am făcut printr-un sondaj online. Uh-huh. Să ne întrebăm pentru doamne o secundă. Doamne educate, în general. Da. Cum ar arăta un sondaj de genul ăsta în medii rurale? Cum ar arăta în medii defavorizate? Adică mă uit la mine în sat, acolo, deși acolo fiind munca aia fizică, cred că au mai multă sănătate decât avem noi, dar acolo cred că nici n-am putea să pornim o conversație despre rolul de femeie, pentru că acolo ești doar gospodar sau mamă, nu ai alte opțiuni. Deci cumva aș vrea să rămână în aer acest aspect. Dacă rezultatele sunt atât de îngrijorătoare pentru femei educate cu acces la internet, device-uri, oare cum ar arăta ele în zone mai puțin accesibilizate din România? Asta ar trebui să ne pună un mare semn de întrebare. Și să rămânem cu gândul acesta, să încercăm cumva fiecare dintre noi să ne găsim femeia pierdută printre atâtea roluri, nu? Plus că toți copiii apreciază și se simt altfel când mama iese din când în când din rolul de mamă și relaționează cu ei din rolul de femeie, atunci sunt foarte mirați și foarte dorniți să vadă cine e persoana care reacționează acolo, dincolo de cloșcă, din noi. Uh-huh. Da. Să încercați numai așa, să vă îmbrăcați cu o rochie, dacă în mod normal sunteți mai sport, și privirea copiilor și ce vă spun copiii. Da. Eu sunt îmbrăcată mai elegant, e adevărat, în rolul meu de prezentator. Acasă sunt foarte sport și când se întâmplă să vin într-o rochie sau într-o fustă sau cu pantofi cu toc, Vlad este primul care remarcă: wow, mama, ce frumoasă ești, de parcă sunt un alt om. Da. Adică simt alt rol. Exact, alt rol. Poate peste câțiva ani se va schimba un pic măcar statutul femeii în România, să trăim cu speranța asta. Toate țările care și-au reformat statutul femeilor au un nivel economic foarte ridicat. Mm-hmm. I-au văzut în relația asta, apropo de ce ai spus la început, între cât de liniștite sunt ele, cât de bine le cresc copiii și viitorul țării. E direct proporțional. Productivitatea economică cumva treaba asta nu mai ține de noi. Important este că discutăm, important este că le deschidem, poate, ceea ce spuneai tu, Ana, o bilă albă în urma acestui podcast, dar cumva lucrurile ca ele să se schimbe trebuie sistemic să se întâmple. Trebuie și sistemic, dar până să așteptăm de la sistem, cred că putem să ne ducem și noi. Uite, Oana dăduse deja câteva corect. Lucruri soluții simple pe care le poți integra. Da, deci avem voci mai clare și mai... Exact. Numai în România, dacă vorbești mai tare și mai răspicat, ești considerat isterică, da? Ca femeie. Dacă ești supărată și scrii ceva pe Facebook, toată lumea crede că ești isterică. Inclusiv asta, așa zisă isterie, da, inventată în secolul XIX, da, e o chestiune care trebuie să cadă. Femeile trebuie să spună, să vorbească. Da? Nu ca un bărbat, nu trebuie să vorbească ca un bărbat. Pot vorbi la fel de blând, dar spunând adevăruri dureroase. Nu ne teamă să vorbim, pentru că, na, eu știu la mine de câte ori am spus ceva mai abitir pe Facebook, imediat ești isteric. N-are sens să spunem ce mesaj am primit după lansarea acestui proiect de la feministă că fac propagandă și de la domni. Da, pentru că la România e foarte puternic și la nivel universitar, printre domnii educați, încă e foarte multă oprimarea studentelor și urmărire sexuală și hărțuire și comentarii foarte urâte, chiar la nivel academic superior. Da. Acolo unde ar trebui să ne uităm. Din păcate, de fapt nu, din fericire mai apar astfel de povești și în urma apariției în presă se mai schimbă lucrurile. Da, dar mentalitățile nu se schimbă decât dacă femeile știu să revină în starea lor așa de femei.
Și eu aș mai propune să facem apel și către domnii care susțin aceste subiecte și domnii care au luat parte, că am avut, ok, am avut pe domnii care ne-au hăituit, dar am avut și foarte mulți domni care ne-au scris că au downloadat ei raportul și l-au dat soției să-l citească. Da. Și adică să nu băgăm pe toată lumea în aceeași oală și către acești domni și către toată lumea, de fapt, eu aș veni cu invitația de odată mamele să învețe să spună nu și să delimiteze, iar noi ceilalți să învățăm să respectăm când acest nu vine către noi și să nu apărăm repede cu condiționarea m-am supărat că nu mi-ai făcut sarmale. Nu, să înțelegem că nu face sarmale astăzi și poți să te duci să mănânci o pizza și să lași femeia aia în pace să stea 2 ore acolo în cameră, vede ea ce face, exercițiile de la Oana, se holbează la perete, găsește ea ceva de făcut. Exact. Doamnelor, mulțumesc! Mulțumesc, Andra, Oana, mulțumesc! Ne vedem săptămâna viitoare la Părinți cu Minți, pe curând! Zooniverse Podcasts.